Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Livia Graur, începe Focus, să vedem principalele subiecte ale zilei. România și-a condus astăzi pe ultimul drum unul dintre cei mai iubiți artiști. Draga Olteanu Matei a fost înmormântată cu onoruri militare la Piatra Neamț. 6 preoți au fost acolo și sute de oameni cu inimile împietrite și cu lacrimi în ochi. Un nou incendiu a avut loc într-un spital din România al doilea în două săptămâni. Este vorba despre spitalul CFR din Cluj-Napoca. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Iar o polițistă a avut parte de un sfârșit înfiorător în timp ce era în curtea familiei sale din localitatea Mociu din județul Cluj. A fost strivită de o mașină lăsată fără frâna de mână trasă. Draga Olteanu Matei și-a încheiat astăzi ultimul și cel mai greu rol, înconjurată de flori și de ropote de aplauze. 6 preoți și sute de oameni cu inimile împietrite și cu lacrimi în ochi au venit să o conducă pe ultimul drum. Liniștea profundă a fost parte doar de zgomotul salvelor de tun, care a anunțat trecerea ei spre o altă lume, acolo unde o așteaptă cei care au plecat de vreme și cărora draga le-a fost atât de dragă. După 3 zile în care sicriul îndrăgitei artiste a stat pe scena teatrului Mon Amour din Piatra Neamț, astăzi a venit timpul ca draga Olteanu Matei să și-a rămas bun, ca la finalul fiecarei piese de teatru, în ropote de aplauze. Așa și-a luat adio draga Olteanu Matei de la cei care au iubit-o aproape 9 decenii și o vor face cu siguranță și de acum înainte. Dimineața a fost rece, dar nimic nu i-a putut opri pe cei care au iubit-o să vină să-i aducă un ultim omagiu. Pentru toată lumea e o pierdere imensă, pentru că draga Olteanu Matei toată viața și-a dăruit-o oamenilor, a jucat în nenumărate piese de teatru, în tot ceea ce înseamnă cinematografia română. Am crescut mulți dintre noi cu filmele lui draga Olteanu Matei. A fost un izvor de educație, de bun simț și de iubire. Draga noastră, e o pierdere uriașă pentru Piatra Neamț și pentru întreaga țară și pentru lumea artei. Și suntem conștienți că ea va rămâne pe o stea, pe cerul orașului, pe cerul Pietrei. În timpul slujbei, soarele s-a arătat puternic pe cer, iar lumina a cuprins curtea Bisericii Sfântul Ioan. Bine ești cuvântul, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Sicriul cu trupul artistei a fost purtat pe umeri de militari, iar la căpătâi, în cimitirul Eternitatea, s-au adunat în liniște sute de oameni care s-au rugat pentru sufletul ei. Pe lume, draga, ca să le fie dragă tuturor. Așa spunea tatăl ei. Așa a fost și tot așa a plecat. A iubit viața, oamenii și scena. Și toate au iubit-o pe ea. Am venit pe lume, mai bogată ea. Voi pleca din lume, pierderea e grea. Vai, cine-mi va spune pentru ce din pulber m-am iscat și în pulber mă voi spulbera. Un nou incendiu a avut loc într-un spital din România. Este vorba despre spitalul CFR din Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările izbucnite într-o baie din secția interne. ISU Cluj a fost alertat prin sistemul unic de urgență 112 la ora 6:43 pentru a interveni la incendiul de la spitalul CFR din oraș. 2 autospeciale de stingere, una de lucru la înălțime și un echipaj de terapie intensivă mobilă au fost trimise la fața locului, dar incendiul era stins de pompierii angajați ai unității medicale. A ars un corp de iluminat cu tuburi fluorescente într-un grup social la etajul 1 pe secția bolii interne. Pompierii au acționat pentru a preveni reaprinderea obiectului și pentru a evacua fumul din hol și din celelalte încăperi. Pe secția de boli interne nu erau foarte mulți pacienți la ora la care s-a declanșat incendiul. Au fost evacuați și 3 pacienți și au fost relocați mai mulți pacienți de către cadrele medicale din spital. Nu au fost probleme, însă s-a declanșat un fum destul de înțepător care era deranjat. Nu a fost nevoie de îngrijiri medicale. Cei de la ISU s-au retras în foarte scurt timp pentru că nu a fost nevoie de intervenția lor. Nu au fost nici
defecțiuni sau stricăciuni majore în afară de o afectare a zugrăvelii. Spitalul CFR nu are autorizație de securitate la incendiu de mai multă vreme. Cei de la ISU, după cum au comunicat, anul trecut, în 21 noiembrie, dacă bine rețin, au făcut un control la spitalul de căi ferate din Cluj-Napoca, au constatat lipsa autorizației la securitate la incendiu, au aplicat o sancțiune contravențională de 50.000 de lei. În județul Cluj există 33 de spitale publice și private, iar 18 au fost deja controlate de echipele mixte ISU-DSP. La unele dintre acestea au fost descoperite abateri de la normele în vigoare și au fost amendate. Spitalul CFR era și el pe lista inspectorilor, dar aceștia nu ajunseseră încă la el. Supraaglomerarea secțiilor de ATI poate duce oricând la tragedii, precum cea de la Piatra Neamț. Sistemele electrice ale spitalelor, cele mai multe vechi de 10 de ani, pot claca oricând. Ce mărturisesc medicii despre pericolul iminent, vedem imediat în jurnal. Alți doi pacienți dintre cei 6 transferați de la spitalul din Piatra Neamț la Lețcani au decedat. Ministrul Sănătății a anunțat că cele două persoane erau în stare gravă și aveau și alte probleme de sănătate. Dintre cei 6 pacienți transferați în starea tragediei de la Piatra Neamț, doar 2 mai sunt în viață în acest moment și se află la terapie intensivă. Problemele par să se ducă însă dincolo de sănătatea pacienților, care potrivit președintelui Consiliului Județean Iași au ajuns din lac în puț. Costel Alexe spune că spitalul mobil de la Lețcani este o improvizație. Pacienții care și-au pierdut viața seara trecută nu aveau arsuri în urma incendiului de la Piatra Neamț, dar starea lor era gravă din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Erau pacienți cu vârste de peste 65 de ani și comorbidități și care aveau infecție cu SARS-CoV-2. Nu era fost problema de leziuni care să se fi datorat unor arsuri. Doi sunt în viață din cei 6, urmând să în continuare să aibă tratament de terapie intensivă. Ei n-au fost în incendiu, ei au fost în salonul separat, erau în stare foarte gravă, în urma insuficienței multiple de organ din infecția cu SARS-CoV-2, evoluția lor a fost nefavorabilă. Pacienții transferați la Lețcani nu au ajuns însă într-un loc mai bun. Cel puțin asta a declarat președintele Consiliului Județean Iași într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Prima TV. Costel Alexe dă vina pe fosta conducere pentru problemele pe care le are secția mobilă de ATI. Avem o improvizație de spital, o improvizație de spital care în fiecare zi ne relevă faptul că avem o grămadă de probleme ce trebuie rezolvate. La Lețcani probleme sunt pe toate fronturile. Probleme cu instalația de încălzire, probleme cu instalația de oxigen, probleme cu instalația electrică. De altfel, Alexe are în plan să o demită pe Carmen Dorobăț, managerul spitalului din Lețcani, după ce aceasta a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Între cei care au scăpat cu viață din incendiul de la Piatra Neamț se numără și medicul Cătălin Denciu, care se află acum pe mâna medicilor din Belgia. Potrivit acestora, este intubat, dar starea lui este stabilă. Săptămâna viitoare va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru rănile provocate de arsuri. Soția lui va merge în Belgia pentru a-i fi alături. În secțiile ATI sunt acum 1174 de pacienți, dar autoritățile vor să fie mereu cu un pas în fața pandemiei, spune Claus Iohannis. Așadar, numărul de paturi este suplimentat, iar din martie și până în prezent acesta s-a dublat. Nevoia de paturi speciale pentru pacienții în stare gravă se resimte și în București, acolo unde de miercuri vor fi disponibile alte 4 paturi în incinta Institutului Clinic Fundeni. Capitala înregistrează în fiecare zi în jur de 1000 de cazuri noi de coronavirus, iar de la începutul pandemiei aproape 60.000 de bucureșteni s-au infectat. Nevoia de paturi de ATI este extrem de mare, așa că la Spitalul Fundeni a fost inaugurată o unitate modulară de terapie intensivă. Un foarte bun exemplu de adaptare la nevoile din ce în ce mai mari de terapie intensivă este ansamblul modular instalat în incinta Institutului Clinic Fundeni. A fost amenajat acest spațiu cu multiplă utilitate, atât de triaj pentru pacienții aflați în stare critică, cât și tratament pentru pacienții în stare gravă. Containerul are 4 paturi de ATI dotate cu toată aparatura necesară, paturi ventilatoare și injectomate, și are toate avizele necesare funcționării. Vrem să externalizăm ceea ce am și vrut de la început,
această zonă ca o zonă în care să îngrijim pacienții COVID cu nevoie de ventilație mecanică, cu nevoie de dializă. Odată cu creșterea numărului de paturi, crește și nevoia de personal medical. Dar pentru că un medic de ATI nu apare peste noapte, pentru a gestiona această situație, personalul ATI de la Funden s-a împărțit în mai multe echipe. Unele în zonele roșii, acolo unde sunt pacienții COVID, și altele în zona de gardă. Un singur spital construit de la zero în ultimii 30 de ani este performanța pe care au reușit-o aleșii noștri în sistemul medical. În rest, ne lăudăm cu spitale foarte vechi, unele mai vechi chiar și de 100 de ani. Din această cauză, cele mai multe dintre ele nu pot primi autorizația de securitate la incendiu. Pandemia amplifică însă și mai mult pericolul, spun mulți medici, care atrag atenția că supraaglomerarea secțiilor de ATI poate duce oricând la tragedii precum cea de la Neamț. Spitalul Colentin, cel mai mare spital suport COVID din țară, nu face din păcate excepție de la acest posibil scenariu sumbru. Dezastrul de la spitalul din Piatra Neamț s-ar putea repeta oricând și în alte secții de ATI. Institutul Clinic Funden nu are aviz de securitate la incendiu și nici uși anti-incendiu în secțiile de ATI. Medicii care lucrează aici de ani buni știu acest lucru. Și o știe și președintele Klaus Iohannis, care spune că spitalul Fundeni va fi refăcut cu fonduri europene, fără a avansa însă un termen în acest sens. Avem un personal extrem de dedicat aici, avem un management foarte eficient, dar avem un spital din 59. Foarte multe lucruri au fost îmbunătățite, alte lucruri nu pot fi schimbate în clădirile care există acum. Fără aviz de securitate la incendiu funcționează și foarte multe spitale din țară. În județul Vaslui, de exemplu, niciun spital nu are acest aviz. Există această problemă și la Spitalul Județean de Urgență de la Sibiu, unde sunt tratați în ATI pacienți cu COVID, iar acestea sunt doar câteva exemple. România mai are o problemă legată de modul în care arată structura spitalelor. Chiar dacă multe au fost renovate, spitalele din capitală în care sunt tratați pacienți cu COVID sunt dispuse la fel de zeci de ani, așa că este foarte greu pentru epidemiologi să facă în ele circuite separate, cu standarde stricte. Rețeaua electrică supra-solicitată este altă problemă gravă. Medicul de ATI Laura Zarafin de la Spitalul Colentina explică faptul că înainte de pandemie în secțiile de ATI ale spitalului ajungeau pacienți operați care aveau nevoie de un debit mic de oxigen. Pandemia a schimbat radical lucrurile. Ori acum, dacă tu faci spitale suport COVID, absolut toate paturile din terapia intensivă sunt critici cu necesar foarte mare de oxigen. Fiind și fluxurile foarte, foarte mari, fiind și concentrația de oxigen mare, toate instalațiile sunt practic, n-au fost prevăzute pentru așa ceva. La un pat de ATI destinat unui pacient COVID sunt atașate minimum 3 sau 4 injectomate, adică injecții electrice, cel puțin un monitor, un aparat de ventilație mecanică, dar și un aparat de dializă, în cazul pacienților care au și disfuncție renală. Nu poți să știi când această rețea poate să tracheze. La Colentina, toate cele 29 de paturi de ATI destinate pacienților cu forme grave de COVID sunt ocupate, iar pe secții puține paturi mai sunt libere. Din cauza infrastructurii vechi, așa cum se întâmplă în cele mai multe dintre spitale, capacitatea de ATI sau cea a secțiilor nu pot fi mărite peste noapte. Alții s-au gândit însă și la acest aspect. Multe spitale din Israel, de exemplu, sunt de așa natură construite încât medicii pot tripla numărul de paturi într-un timp scurt, și asta pentru că au spații suplimentare special concepute pentru acest lucru. România a depășit pragul de 10.000 de decese provocate de COVID-19. Peste 1.000 de oameni sunt în continuare în stare gravă în secțiile ATI, în timp ce la nivel național s-au înregistrat în ultimele ore aproape 6.000 de cazuri noi de infectare. Andreea Neacșu ne aduce toate informațiile noi. Andreea, care este astăzi rata de infectare? Ca în zilele trecute, rata de incidență se menține în jurul valorii de 30%. Astăzi este 28% pentru că au fost înregistrate 5.837 de cazuri noi și au fost prelucrate aproape 21.000 de teste. Tot în ultimele 24 de ore au fost raportate și 131 de noi decese din cauza COVID-19. Bucureștiul ocupă și astăzi prima poziție în topul zonelor cu cele mai multe infectări, urmat de Brașov cu peste 600 de cazuri, de Prahova, Ilfov și Sibiu cu 349 de cazuri, Sibiul fiind și județul cu cea mai mare rată de incidență de 8,62 infectări raportate la 1000 de locuitori. Ilfov are de asemenea o rată ridicată, în timp ce județele Harghita și Gorj mențin pragul sub 2 infectări.
La nivel național avem aproape 420.000 de cazuri de infectare de la începutul pandemiei, dar și un procent ridicat de persoane vindecate. Cazuri active sunt acum așadar sub 114.000. Tot la nivel național, totalul deceselor a trecut pragul de 10.000, iar în secțiile de terapie intensivă sunt internați acum un total de 1.174 de pacienți. Livia? Mulțumim, Andreea. Klaus Iohannis evită să spună dacă va carantina Bucureștiul. Întrebat dacă autoritățile iau în considerare această măsură, președintele a explicat că izolarea unor zone s-a dovedit o măsură eficientă în lupta cu răspândirea virusului, însă trebuie avut în vedere și efectele economice care decurg din ea. Este o măsură care și-a dovedit eficiența, însă problematică este nu măsura în sine, ci efectul economic, fiindcă restricționările respective au un efect economic negativ măsurabil. Din păcate, sunt destul de multe localități care acum sunt propuse pentru carantinare. Suntem pe ultimul loc în multe privințe în Uniunea Europeană, dar ocupăm primul loc atunci când vine vorba despre optimism. Asta arată un sondaj realizat de Parlamentul European, care a analizat sentimentele care încearcă pe europeni în această criză epidemiologică. Andreea Cercel a citit întreg sondajul. Andreea, după România, care sunt următoarele țări ce își păstrează optimismul în pandemie? Românii sunt cei mai optimiști din UE. Asta arată studiul recent realizat de Parlamentul European. Aflăm astfel că 56% dintre noi au spus că sentimentul care încearcă în această perioadă este de speranță. La polul opus se află francezii și spanioli, unde 35%, respectiv 40%, a spus că este copleșită de frică, respectiv neajutorare, dar și ciprioții, unde 72% dintre cei care au răspuns la sondaj se simt copleșiți de nesiguranță. Grecia oscilează la acest capitol între frustrare și furie, procentul acestora fiind reprezentat de 42%. Întrebați cât de afectați sunt economic în această perioadă, ciprioții spun că au simțit cel mai tare criza epidemiologică într-un procent de 57%, urmați de greci, spanioli, dar și români, unde 55% dintre aceștia au fost afectați economic. Cei care au venituri suficiente sunt danezii, unde doar 17% au spus că au resimțit efectele crizei, dar și cei din Luxemburg cu 19%. Europenii au fost întrebați și dacă sunt mulțumiți de deciziile luate pentru managerierea luptei împotriva COVID-19. Aflăm astfel că cei mai mulțumiți sunt locuitorii din Irlanda cu 67%, urmați de cei din Malta cu 64%, dar și de jumătate dintre români. Austriecii sunt și ei mulțumiți într-un procent de 32%, dar și greci într-un procent de 33%. Studiul a fost realizat în perioada 25 septembrie-7 octombrie pe un eșantion reprezentativ de aproximativ 25.000 de cetățeni din toate statele UE. Livia? Mulțumim, Andreea. Un accident înfiorător a avut loc într-o localitate din județul Cluj. O polițistă a fost strivită de o mașină în curtea părinților ei. Din nefericire, deși medicii au fost chemați de urgență și au încercat să o resusciteze minute în șir, femeia a murit. Mașina familiei a fost parcată în pantă, iar polițista a pornit motorul și se pregătea să plece la drum. Pentru că temperaturile au fost căzute, aseară femeia a început să curețe parbrizul, însă mașina a luat-o la vale. Din nefericire, mașina lăsată în pantă și neasigurată a strivit-o sub roți. Polițista nu a mai reușit să se ferească la timp. Minute bune, medicii veniți la fața locului s-au străduit să o salveze. Toți cei dragi se rugau pentru o minune, însă aceasta a pierdut lupta cu moartea. S-a deschis o anchetă în acest caz și se fac acum și cercetări. O persoană a murit, iar o alta a fost rănită în urma unui grav accident rutier care a avut loc în această dimineață în județul Alba. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cele două victime se aflau într-un microbuz care circula pe autostrada Sibiu-Orăștie, alături de alți 5 pasageri. În apropierea localității Pianu, vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Unul dintre pasageri a rămas încarcerat și a fost nevoie de intervenția celor de la ISU pentru a fi scos dintre fiare. Acesta a fost predat imediat medicilor, care însă nu l-au mai putut salva. O altă persoană a mai avut nevoie de îngrijiri medicale, după care a fost transportată la spital. Din primele cercetări efectuate de polițiști, se pare că șoferul ar fi adormit la volan. ...2021 va fi un an dur din punct de vedere economic. Avertizmentul vine de la experții Comisiei Europene care susțin că țara noastră este foarte aproape să fie sancționată. Unde greșim, aflăm imediat în jurnal.
Dani Mocanu este din nou în mijlocul unui scandal. Manelistul a lansat un clip în care apare un leu rănit la picior, vizibil slăbit și cu probleme dermatologice. Imaginile care au revoltat internetul au ajuns în atenția autorităților, care au anunțat că vor depune plângere. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Acesta este videoclipul care a stârnit valuri de revoltă pe internet. În imagine apare leul cu o rană la picior și vizibil slăbit. În fața criticilor primite, Dani Mocanu a postat un alt clip în care se apără și spune că animalul este extrem de bine tratat. Unde ați văzut voi lei, că ați văzut că pisici de-astea mor de pe aici? A? Unde ați văzut, mă, și judecați voi, că spuneți voi că domnule Dani Mocanu, wow, ce-a făcut, ce-a făcut, mă, că Dani Mocanu are cel mai mare suflet din România asta? Ce-a făcut, mă, că eu dacă văd un animal jos, mă pun jos cu el? În acest videoclip nu s-a încălcat legea în niciun fel, da? Leul este perfect sănătos, perfect îngrijit, este tratat precum un bebeluș. Explicația manelistului nu a convins însă autoritățile, care vor să depună plângere împotriva lui. Sunt și eu emoționat de tratamentul abominabil aplicat animalului. Este un suflet de care nu trebuie să-și bată nimeni joc. Animalul are și el drepturi. Prin urmare, voi face o plângere penală în baza legii și a codului penal privind relele tratamente aplicate animalelor. Voi lua legătura cu ministrul de interne. Această faptă nu va rămâne nepedepsită. A declarat Antonel Tănase, secretarul general al guvernului. Manelistul Dani Mocanu mai este cercetat și pentru proxenetism și trafic de persoane. Angajații români cred că firmele pentru care lucrează sunt mai bine pregătite acum decât erau în timpul crizei financiare din 2008. Salariații sunt convinși că patronilor pot să facă față mai eficient unei crize economice globale în comparație cu acum 12 ani. Când vine vorba despre supraviețuirea afacerii, angajații au încredere în patronat, reiese dintr-un sondaj realizat de Best Jobs. 60% dintre salariați sunt optimiști. Gradul de îngrijorare privind pierderea locului de muncă a înregistrat o ușoară scădere de la debutul crizei sanitare. Doar 31% dintre respondenți s-au declarat îngrijorați în privința pierderii locului de muncă în următoarea perioadă, față de 34,5% în intervalul martie-aprilie 2020. Alți 21% dintre angajați sunt îngrijorați de o eventuală reducere a salariului, în timp ce 14% menționează șomajul tehnic. Economiștii sunt însă optimiști. De data aceasta avem de-a face cu niște restricții care nu sunt legate deloc de activitatea economică. Ele au fost impuse dintr-o dată. Căderea este mult mai puternică decât în 2008. Sunt unele țări care se așteaptă la o recesiune dublă față de 2008. Dar în același timp, pentru că nu are de-a face cu economia, restricțiile pot să fie eliminate repede și atunci economiștii se gândesc că este un V mai adânc, dar ar putea să fie și foarte ascuțit, adică revenirea să se producă mult mai devreme. Criza epidemiologică actuală a avut un impact major și asupra migrației angajaților. Puțin peste 12% ar lua în calcul plecarea din țară pe termen scurt și mediu, comparativ cu peste 35% cât se gândeau la această decizie în aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai mulți angajați, 73%, spun că au reușit să strângă între timp niște bani pentru zile negre. Cei mai mulți au economii care le-ar asigura un trai decent pentru maximum 3 luni, 54%, iar aproximativ 13% dintre cei care au pus bani deoparte spun că economiile le-ar ajunge chiar pentru 6 luni. Doar 9% dintre respondenții au afirmat că dacă își vor pierde locul de muncă, au bani în cont cât să trăiască liniștiți până la un an. La începutul pandemiei, circa 20% dintre angajați aveau economii cât să-și asigure traiul pentru 3 luni. Sondajul a fost realizat în această toamnă pe un eșantion de 1174 de utilizatori de internet din România. Cele două aeroporturi din capitală au înregistrat pierderi uriașe din cauza pandemiei. Compania Națională de Aeroporturi a avut în primele 9 luni ale anului pierderi de aproape 50 de milioane de lei. Asta în condițiile în care anul trecut, în aceeași perioadă, avea un profit de peste 330 de milioane. Din cauza pandemiei, traficul de pasageri a scăzut cu 66%, iar traficul aerian de asemenea s-a înjumătățit. Rezultatele financiare au fost publicate de fondul Proprietatea, care deține 20% din acțiunile companiei. 2021 va fi un an dur. România alunecă pe o pantă periculoasă, avertizează Comisia Europeană. Finanțele publice scad, cheltuielile excesive câștigă teren și adâncesc deficitul bugetar mare înregistrat încă de la sfârșitul anului trecut.
Creșterea pensiilor și a salariilor, a cheltuielilor de la buget destinate combaterii pandemiei și consecințelor sale economice și sociale explică parțial preconizata creștere a deficitului. Comisia Europeană consideră că România nu face ajustările necesare pentru a menține deficitul în limite suportabile. Motivele pentru care țara noastră este aproape de a fi sancționată își au originea în politicile fiscale din anii trecuți, spun analiștii. Ministrul Finanțelor explică diferența dintre rectificările bugetare din acest an. La începutul anului era în buget o estimare a creșterii economice de 4,2%, acum ne aflăm la o contracție de 4,2%. Este o diferență de 8%, care se vede, bineînțeles, și în deficit. Nu pandemia a dus România în situația de a cheltui excesiv, spune profesorul de economie Mircea Coșea. România are probleme de natură structurală mult mai vechi. Deficit comercial, adică exportăm materiale de bază și importăm produse finite, datorie publică într-o creștere îngrijorătoare și deficit bugetar mare. Asta înseamnă că România nu are o politică fiscală bine reglementată. Cât și în ce fel trebuie să protejezi? Cât protejezi înseamnă, de fapt, ajutorul dat unora pe spatele altora, pentru că e de la unii să dai la altul, sau încerci să lucrezi la bază, adică încerci să controlezi costurile, prețurile. Asta este, de fapt, calea pe care o urmează țările civilizate. Problema României este legată și de fondurile europene, pentru că ține cont de ele în planurile sale. Jumătate dintre acestea sunt împrumuturi, provin din credite. Ne îndatorăm și mai mult prin fondul de reziliență, iar Comisia Europeană va cere ca fondurile să fie accesate de țări care fac reforme, mai spune profesorul Coșea. Comisia Europeană estimează că deficitul României va trece de 10% din PIB în 2020 și va continua să crească în anii următori. Pandemia de COVID-19 lovește puternic și în spiritul Crăciunului. Fabrica de globulețe a lui Moș Crăciun de la Curtea de Argeș, cândva plină de copii zgomotoși, este acum goală. Iar spiritul și moșului suflă în globuri într-o atmosferă apăsătoare și tristă. E greu de crezut că din atelierele moșului lipsesc anul acesta tocmai copiii, dar restricțiile pandemiei îi țin departe pe prichindei. Și totuși există o soluție ca ei să vadă cum sunt create globurile pentru pomul de Crăciun. Meșterii sticlari spun că atmosfera este nespecifică sărbătorilor de iarnă. Este foarte, foarte trist. Când o să apară copiii, o să se înveselească, vă dați seama, cu copii. Este un pic mai dificil acest an, dar nu avem ce face, trebuie să ne adaptăm. Păi le simțim lipsa la vieții copilași. Avem un traseu care este exclusiv, se petrece în exterior, pentru ca să asigurăm distanțarea sanitară, pe de o parte, pe de altă parte, să nu ne interzic autoritățile acest gen de excursie. Lipsa copiilor i-a întristat pe spiritul și moșului, dar ei știu că nimeni nu se poate juca cu sănătatea în aceste vremuri tulburi. Da, n-avem ce face. Trebuie să-i protejăm și pe ei și pe noi, în primul rând pe ei. Că ei sunt cei care aduc magia. Atmosferă tristă este și la atelierul de creație, acolo unde doamnele care pictează globulețele încă îi așteaptă pe copii. E puțin ciudat. Pentru că, sincer, chiar le duc lipsa copiilor și atmosfera aia de Crăciun, dar sper să ne adaptăm cât se poate. Simțim că lipsește ceva. Magia este tot timpul. Deci pentru noi copilăria și magia există. Cu sau fără copii, Fabrica Moșului lucrează în continuare pentru a duce mai departe magia sărbătorilor. Astăzi, pescarul de serviciu Georgian prezintă în exclusivitate singurul bazin de păstrăv din sudul țării, care se află la numai 30 de kilometri de capitală. Ce este trauteria și cum se practică acest stil în țara noastră, aflăm de la Liviu Voicu, pescar de spinning și membru al lotului național. Urmează rubrica în cârlig. Păstrăvul este o specie de pește care trăiește în special în apele de munte, ape cu temperatură relativ scăzută și în timpul verii, dar poate fi găsit și în zonele mai joase, sub montane și de deal, cu condiția ca apele să fie puternic oxigenate. Poate fi găsit și la altitudini de 250-300 de metri, însă principalul său habitat îl reprezintă apele de la altitudini de peste 1000 de metri. La noi există trei specii de păstrăv, indigen, curcubeu și fântânel. Dar surpriză, în expediția noastră în delta Gruiului, la o altitudine de 0 metri, găsim un bazin cu păstrăv curcubeu. Se poate pescui păstrăv de pe luna
noiembrie până în luna mai. Atâta duce din punct de vedere al temperaturii apei, nu trece vara. E păstrăv adus din zona Făgăraș, un păstrăv curcubeu care e cel mai rezistent la apă caldă, între 300 de grame și 1 kg. Am rămas plăcut surprinși când pe malul apei un grup de pescari scoteau, la undiță, păstrăv după păstrăv. Puțin mai încolo, un grup de pescari la spinning. Cine sunt ei? E o organizație foarte frumoasă, se cheamă Trauteria, e un curent internațional, sunt pescari la spinning în zone de pe lângă crescătoriile de păstrăv, pescuiesc cu reguli foarte stricte, cu echipament foarte scump. Ne apropiem de o veche cunoștință, Liviu Voicu, unul dintre pescarii pasionați de spinning, membru al lotului național. Îmi place să pescuiesc la păstrăv, acum este prohibiție. Poate să participăm și la un concurs de pescuit la păstrăv. Cu ce se hrănește păstrăvul? Trage cam la orice, adică poate să tragă și la muscă, și la linguriță, și la râmă, și la surpriza a fost bonduia. Și acum aflăm ce este trauteria. Pescuitul la păstrăv, trauteria, este un fenomen care a apărut în Japonia. S-au făcut lacuri antropice pentru pescuitul păstrăvului în apropierea marilor aglomerări urbane, unde japonezii se duc după servici, pescuiesc un păstrăv. Practic, oamenii se distrează la pescuit. Ce părere au micii și mari pescari de păstrăv de gruiu? Totul a pornit de la o glumă cu colegii noștri de la trauteria. Da, da. Mania. Și dintr-o vorbă de un pescuit de la caras la crap, a zis, hai mă să încercăm și un păstrăv. Ne pregătim iarna când nu avem alte incinte. Astea-s trusele tale? Astea două. Aha. A, deci să înțeleg că-ți place să dai la păstrăv. Singurul pește unde am putut să-l prind, să-l atrag. Gata pe ziua de astăzi. Am pescuit un pește de munte la șes. Pe scurt am avut o zi excelentă cu un pește superb. Mergeți în natură, indiferent de vremea de afară. Protejați-vă împotriva pandemiei și veți avea încă lig. Gigantul Facebook este acuzat că găzduiește grupări neonaziste. Potrivit Centrului Britanic de Monitorizare a Urii din spațiul virtual, pe Facebook există mai mult de 40 de pagini dedicate supremației albe, iar multe dintre acestea comercializează și produse inscripționate cu simboluri naziste. Unde se duc banii proveniți din vânzarea acestor obiecte, vă spun după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Ajunge la 59 de milioane, iar autoritățile spun că suntem tot mai aproape de momentul în care vaccinul va fi disponibil. Organizația Mondială a Sănătății vine însă cu vești mai puțin încurajatoare și transmite că la începutul anului viitor ne vom confrunta cu un al treilea val al pandemiei. Și asta pentru că oamenii au tendința să se relaxeze tot mai mult, iar după ce vor expira măsurile care sunt acum în vigoare, lumea nu va mai respecta nicio regulă. În ciuda speculațiilor și a promisiunilor că vaccinul va fi disponibil la finalul anului, șefa Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a transmis că oamenii ar putea să înceapă să se vaccineze în primul trimestru din 2021. Comisia Europeană a rezervat deja câteva sute de milioane de doze de tratament, în valoare de 10 miliarde de euro. Mai multe state europene vor primi ajutor din partea Uniunii pentru a combate efectele pandemiei. Bulgaria va primi mai mult de 500 de milioane de euro pentru ca țara să poată să acopere deficitul care s-a creat atunci când au fost majorate salariile medicilor sau au fost făcute angajări suplimentare pentru ca sistemul să nu intre în colaps din cauza numărului mare de bolnavi de COVID. Și Marea Britanie are nevoie de ajutor, iar reprezentanții regatului au anunțat că vor face cele mai mari împrumuturi de la finalul celui de-al doilea război mondial până în prezent. Portugalia se alătură statelor care au restricționat circulația pe timpul nopții, întrucât urmează sărbătorile naționale. Călătoriile între orașe au fost interzise, iar zborurile interne au fost anulate. De asemenea, școlile au fost închise. 12 milioane și jumătate din totalul cazurilor de COVID din lume au fost înregistrate doar în Statele Unite ale Americii. Dintre acești pacienți, mai mult de 260.000 au fost răpuși de virus. Cu toate acestea, oamenii călătoresc în voie și se bucură de ziua recunoștinței. Doar ieri, 1 milion de pasageri s-au îmbarcat pe aeroporturile din întreaga țară. I went and got tested 2 days ago. I'm negative for the third time this year. I'm going to see my family in Chicago and I'm so excited to go. I'm not sweating it, just following the rules and
First time I've flown in 18 years. I'm real excited. Președintele încă în exercițiu, Donald Trump, a admis că situația scapă de sub control, însă nu a ezitat să dea din nou vina pe jurnaliști sub pretextul că presa răspândește știri false. El a postat un mesaj pe Twitter. Presa mincinoasă nu vorbește despre faptul că virusul COVID este scăpat de sub control în întreaga lume, nu doar în Statele Unite. Am participat în această dimineață la întâlnirea online a grupului G20, iar principalul subiect a fost COVID. Ne vom face bine repede, mai ales cu vaccinurile noastre. A scris Donald Trump pe Twitter. Tratamentul experimental care a fost administrat lui Donald Trump când a fost bolnav de COVID-19 a fost autorizat pentru utilizare de urgență. Substanța poate fi folosită pentru pacienții de peste 12 ani care au simptome ușoare sau moderate ale bolii, însă nu și celor care se află la terapie intensivă sau au nevoie de oxigen. Rusia, țara care a lansat primul vaccin anticovid din lume și a oferit și altor țări tratamentul produs de cercetătorii de la Moscova, înregistrează record după record. Doar în ultimele 24 de ore, 25.000 de oameni s-au infectat cu SARS-CoV-2, iar 467 au fost răpuși de virus. Gigantul Facebook este acuzat că găzduiește grupări neonaziste. Potrivit Centrului Britanic de Monitorizare a Urii din spațiul virtual, pe Facebook există mai mult de 40 de pagini dedicate supremației albe, iar multe dintre acestea comercializează și produse inscripționate cu simboluri naziste. Autoritățile spun că banii proveniți din vânzarea obiectelor sunt folosiți pentru finanțarea atacurilor teroriste. Potrivit datelor analizate, o astfel de pagină a adunat peste 80.000 de urmăritori, iar gruparea ar avea legătură cu extrema dreaptă din Regatul Unit. Specialiștii din domeniu acuză că Facebook a mai primit o notificare în acest sens în urmă cu 2 ani, însă nu a luat atitudine, iar paginile care instigă la ură rasială nu au fost șterse. Primul pui de panda gigant care s-a născut în Olanda a făcut cunoștință cu admiratorii lui. Ursul s-a născut din împerecherea naturală a 2 exemplare și a primit și un nume cu o semnificație aparte. Cum îl strigă acum toți, aflăm după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Primul pui de panda gigant care s-a născut în Olanda a făcut cunoștință cu admiratorii lui. Animalul a fost prezentat publicului imediat după ce grădina zoologică a fost redeschisă. Ursul s-a născut din împerecherea naturală a 2 exemplare împrumutate din China pentru o perioadă de 15 ani. În cinstea stăpânilor de la Beijing, puiul a primit și un nume cu o semnificație aparte și este strigat acum Fan Xing. Fan vine de la numele pictorului Vincent Van Gogh, pronunțat în chineză, iar Xing înseamnă stea. Vorbim acum despre vreme. Nu mai suntem sub cod galben de ninsori și urmează câteva zile însorite cu temperaturi plăcute pentru luna noiembrie. Cu informații ni se alătură colega mea Alexandra Sandu de la rubrica Meteo. Alexandra, bună seara! Ce vești ne aduci? Bună seara, Livia! Mâine dimineață pe arii restrânse în zonele joase de relief din sud-est și centru se va semna la ceață. Spre prânz, vremea se va încălzi ușor și va deveni apropiată de normal din punct de vedere termic. Așadar, temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad și 11 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, dar și în zona de deal. În regiunile nordice și parțial în cele vestice, dar și prin centru, înnorările se vor accentua treptat. La munte vor fi fulguieli. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări la munte, mai ales în zona înaltă. Mă opresc deocamdată aici cu informațiile despre vreme, dar revin în doar câteva momente la rubrica Meteo după focul și știrile din sport. Livia?